Stimați reprezentanți mass media, vă salut și rog permisiunea dumneavoastră de a-mi permite astăzi să mă adresez cu dragi colegi. Ori situația că stau aici astăzi este o situație temporară, întrucât meseria voastră este și meseria mea și ea cel mai mult contează. Astăzi vreau să vorbesc despre noi, despre presă, despre audiovizual. Mai bine de 20 de ani, statul Republica Moldova a făcut eforturi considerabile pentru a crea un audiovizual independent. Clasa politică mereu a căutat să se opună, ori să împiedice consolidarea cele de-a patra puteri. Însă, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, cu implicarea mediului neguvernamental, de-a lungul timpului, în țara noastră a fost elaborată o legislație care astăzi este conformă standardelor europene. În ceea ce ține de instituția publică Teleradio Moldova, reformele au fost și mai complicate. Schimbarea statutului din instituție de stat în una publică s-a dobândit pe baricade, prin corturi, prin dosare la CEDO. Acest statut a fost obținut grație eforturilor depuse în primul rând de angajații companiei Teleradio Moldova cu sprijinul organismelor internaționale. De-a lungul timpului, Teleradio Moldova a fost blamată, lăudată, râvnită de politicieni. Însă, grație legislației în vigoare, nimeni nu și-a permis să atace brutal această instituție. Astăzi, după mai bine de 20 de ani, guvernarea declarată pro-europeană își propune într-un mod barbar să-și subordoneze politic această instituție, dar și Consiliul Audiovizualului. Jurnaliștii, ONG-urile de specialitate, au luptat pentru a scoate aceste instituții de sub subordonarea politică. Astăzi însă pas, fără discuții publice, fără expertiza Consiliului Europei, fără a apela la experiența instituțiilor similare din alte țări, își dorește să subordoneze audiovizualul controlului parlamentar. De fapt, să revină la vechea formulă de instituție de stat. Astfel, ei își propun să demită componența Consiliului Audiovizual în cazul în care nu va fi aprobat raportul anual de activitate. Asta înseamnă că CEA se transformă într-o unealtă a guvernării și va face legea în audiovizual așa cum îi va cere pas. De asemenea, guvernarea vrea să decidă prin vot componența Consiliului de Supraveghere al Teleradio Moldova și să desemneze directorul general al companiei. Nici cea mai întunecată guvernare din perioada statului capturat nu și-a permis o astfel de monstruozitate. Atenționăm organismele internaționale, ONG-urile de specialitate, misiunile diplomatice, că proiectul de modificare a codului vine să elimine total independența atât a Consiliului Audiovizualului, cât și a Consiliului de Supraveghere al Teleradio Moldova, cu supunerea politică totală. Aceste modificări contravin tuturor expertizelor și recomandărilor internaționale care au stat la baza adoptării actualului cod. Aceste prevederi contravin direct Constituției, articolelor 32 și 34, afectează libera exprimare și vin să impună cenzura. Prin faptul că se întrerupe mandatul actualilor membri ai Consiliului Audiovizualului, se sfidează și articolul 54 din Legea Supremă, care nu admite restrângerea normelor recunoscute ale dreptului internațional. Mai mult, acest proiect încalcă articolul 10 al CEDO, libertatea de exprimare. Este neglijat articolul 131 din Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, care prevede independența mass media, de asemenea anexa 14 la acest acord. Este ignorată și Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră. Solicităm excluderea acestui proiect de pe agenda Parlamentului și insistăm pe expertiza Consiliului Europei, Uniunii Europene, OSCE, dar și a experților naționali care au elaborat acest cod. Vă mulțumesc! Și o zi frumoasă!
Mulțumesc.